Hei, hei, hei! Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi continuăm seria noastră din The Boss. Încă nu am plecat de acilișa. Ideea e în felul următor. Că... așa că nu avem sunet. Că avem o cursă nouă. E A02, o rută nouă, de fapt, A02. Astăzi facem turul și data viitoare o să facem returul. E o cursă mai scurtuță, un traseu mai scurtuț, nu e atât de lung cum e... Bă, stai aici un pic, totuși se închid ușa, că ăștia se urcă înainte să le dau eu voie și nu vreau asta. Bun, să pornim motoration. Stați așa un pic că mai știu, asta e camera. Ok. Dăm drumul și la aer. Okay. La trapă nu umblăm. Astăzi avem oarecum ceață. Hai să aprindem luminile. Nu, no, hai doar pozițiile să le lăsăm. Ok. Și bineînțeles să dăm drumul la cursă. 3, 9, 8, 2, 9. Pac, elegant, frumos, corespunzător. Așteaptă băieții să aștepte, că vorba aia. Ok. Deci, astăzi e pe ceață, cum s-ar spune. Bun. Logic și firesc ar trebui să dăm drumul la băieții ăștia. Hai să... vedem cât urcă. Te că dăm și un bilet. Bună, domnișoară. Ce ochi aveți. 3 euro. Single. Pe zona B. Poftim tichetul. Bă, ce rip de la lua, mă. Nici n-am apucat să-l citesc. Așezat lângă. Da, e rapidă treaba. Bun, închidem. Plecăm. Nu știu exact, nu mai rețin cât durează, dar știu că e mai scurtuț, are, nu știu, vreo 6-7 stații. Plecăm din centru, practic. Mergem pe la gară, ceva de genul parcă rețin eu. Pustie lumea pe aici. Nu prea avem un oraș așa cu mare activitate. Tot duminică este. A, o să încercăm noi și luni, marți, să vedem dacă e la fel. Avem și prima stație. Te-ai băgat, bossule, nici nu te-ai uitat. Nici nu te-ai uitat, bossule.
că ți-aș talentul tău. Nici pe ceață n-arată rău, adică e ok. Practic aici suntem, 6 stații avem, deci v-am spus eu că ceva de genul. Acum sunt curios dacă o să ne încadrăm cu autobuzul ăsta articulat aici, zona asta. Nu știu. O să vedem. Bă, da, ce liber e drumul pe aici, ești nebun la cap. Deci nu vine să cred că e atât de liber. Prea liber, boss-ule. Culoare are mașinuța asta lângă mine. Ora 11. Ba nu, rămânem aici, rămânem aici, n-are rost. Ăsta e, cum îi spune, mă? Land Rover? Nu, Land, a? Land Rover ăsta, mă? Nu mai știu. Ce nume i-a pus? Montanero? Cred că e Land Rover. Nu mai rețin exact, dar așa pare. Aici suntem în centru, aparent, din câte observ eu. Gălăgie mare, mon cher. Autobahnstraße. Autobahnstraße. Mă, câte limbi străine vorbește asta, mă. Bă, dar ce liber e drumul, bă, nu vine să crede, ești nebun. E belea, mă. E prea liberul drumul, mă.
Chiar o să testez să vedem dacă traficul e altfel în curs săptămânii. Încadrăm pe banda din stânga. Că va trebui să facem stânga aici la intersecție. Da, prea liberă treaba pe aici. Prea liberă. Să dăm în față un pic, să vedem și noi semaforul. Așa ceva. Oricum, e o zonă nouă și pentru mine, să știți. Avem aici în stație. Vedem câți călători avem. Sunt vreo câțiva. Canalul! Ok. Avem aici o domniță, dorește un tichet single. Să luăm bănuții totuși, să nu o facem să aștepte. Mulțumim frumos. Păi din cauza vremii. Bă, ceva e de... De nu e nimeni pe stradă, ești nebun la cap. N-ai cum așa ceva. Oh, stai că noi facem dreapta, boss. Noi facem dreapta, deci... Rămânem acida. Viața e pustiu, nu? Cum se spune? Totuși, e o problemă dacă cumva în cursul săptămânii nu e trafic pe aici. Hai că astăzi înțeleg că e duminică, dar... Sper să nu fie așa și mâine. Am Friedrichshain, Hufelandstraße.
nimeni, bă, ești nebun, abia mă întâlnesc, zici că au intrat ăștia cu COVID-ul, au intrat în lockdown. Deci pe bune dacă nu. Așa ceva n-am văzut, să mor eu. Deci să mor dacă nu. Incredibil. E, nu că îmi displace, dar totuși parcă când ai trafic e altă treabă. Da, cu siguranță cred că asta e problema. Ora și ziua. Ora 11, e duminica. Cred că e logic să fie așa. Totuși la noi duminica în România e mai multă lume pe stradă decât cursul săptămânii. Da? Bine, glumesc, da? Ca fapt divers așa, ar merge. Hai să vedem mai bine ceva bilete. Mai băgăm și noi un bănuț în buzunar sau toată lumea are abonamente? Bine, mă întreb când e economie. Ce face în momentul când, na, că le faci abonamente tu sau care-i faza? Că nu... Nu înțeleg cum va veți proceda, domnilor producători. A, vă rog. A, mamaie, te faci că urci și nu mai urci pițar, maca de râs, mamaie. Păi ce facem aici, mamaie? Păi frumos așa, mamaie. Te faci că urci și nu mai urci. A. Nu ne mai jucăm. Sperăm să nu fie vreun atâng pe aici parcat. Asta e banda destinată autobuzelat. O dau un pic mai pe stânga să mai iau canalele alea, frate, că mă zăpăcesc. Am prins și verde. Mamă, ce buni suntem. Ce buni suntem. Bine, bine. Uite, aici trebuie să alimentăm noi, de fapt. Vedeți? Dar nu e cazul acum, că nu avem bani. Dar în principiu aici trebuie să venim să alimentăm. Aici cred că e un garaj în dreapta aici. A, ba nu, e Lidl-ul. Ok. Ok. Bă, ce liber a fost tura asta, o. E lejer traseul ăsta. Lejereanu, lejereanu. Ia să vedem aici. Avem roșu, verde. Dă-i să meargă, bossule. Să meargă, bossule. Ăștia care sunt cu telefonul în mână, de fapt, vor să-mi arate că au bilet, că au abonament sau ceva de genul, nu? Zic și eu, nu? Că altfel nu mi-explic. Am văzut mizerie pe aici, mai arunci câte o păhăruț, câte o sticlă pe jos. Nu prea văd mizerie. Ce e așa? E în Berlin curat? Germanii. Germania. Trebuie să-mi intersecția liberă, pișii. Cum o lești tu, Dorele, că ești în mijlocul intersecției, să moară Jeana, noroc că nu e trafic. Noroc că nu e trafic, boss. Să moară Jeana, numai tu te pricep la din astea. Michelangelo Straße.
Bă, nu, nu e un țel, îmi place, e lejer, chiar e lejer traseul ăsta. 6 stații. E mișto. Chiar e mișto traseul. Și zona de asta șmecheră. Nu prea ai cu sens, cu singură bandă pe sensul de mers. Asta e fain. Dar acum să vedem noi dacă ne încadrăm aici cu... Că suntem aproape de ultima stație. Dacă ne încadrăm noi să intrăm în stație. Și acum să avem interzis aici, să vezi ce mă... Hai bă, că nu avem interzis, uite, ne lasă. Aici e stație pe bune, mă. E bine, mă, ce vorbești, am fost... Fa. E bine, bă, bobiță. Ia uite. Așa da, boss. Ia uite și un camion acolo. Așa da, mă. Așa tot să faci opriri și alea. Ia uite ce frumos. Lună de mână. Ia să vedem. Ia uite. Practic e ca și cum ar fi un rond aici, știi? Fain. Fain, bosuleanu. Să deschidem porțile. Corect. Și de aici intrăm în retur, cum ar veni. Bă! Interesantă rută. Chiar îmi place. Chiar e mișto ruta. Ne întâlnim data viitoare. Pe retur. Să vedem cum ne descurcăm pe retur și, bineînțeles, pe alte condiții meteo. Nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. Asta a fost Ruta 02. Tur. La revedere!